Destinat succesului. Cu o importantă activitate teatrală și cinematografică, cu roluri memorabile și cu o voce unică de referință pentru teatrul radiofonic, Constantin Codrescu rămâne un pribeag prin propriei viață, așa cum se auto-intitulează în cartea sa. La începutul carierei actoricești, prin anii 1950, este acuzat că ar fi fost legionar și că a împușcat evrei la Iași, o anatemă ce ar fi putut distruge viața. Trece însă peste acest episod nefericit, sprijinit de George Vraca și de Chiril Economu, iar în 1957, pentru filmul La moara cu noroc, este nominalizat la Festivalul de la Cannes. Acum, la 82 de ani, maestrul Constantin Codrescu ne lasă în suflet și în spirit peste 80 de roluri în filme și piese de teatru cu interpretări magistrale. Emisiunea Agenția de Cultură la o nouă ediție. Avem onoarea să ne aflăm acasă la maestrul Constantin Codrescu, la Znagov, în satul Germănești, într-o gură de rai, și vom încerca pentru dumneavoastră să povestim cu maestrul Constantin Codrescu câteva etape ale vieții sale și alte lucruri inedite. Maestre, v-aș ruga pentru început să încercați să ne spuneți cea mai importantă amintire, că tot vorbeam de amintiri înainte de înregistrare, din copilărie, și ce v-a modelat, ce v-a modificat. Ca fenomen de viață, poate cel mai marcant pentru mine, alegerea acestei profesii, pășirea în această profesie a mea și după asta multiplicarea ei, pentru că în fond eu am dorit să fac teatru, dar nu numai teatru, pe lângă el m-am rătăcit și în învățământul teatral, m-am rătăcit și în conceptul de conducere, deci de regie a unui spectacol, în acela de a concepe și plastic, deci în scenografie, cadru, poate chiar și cel muzical, coloana sonoră, cum se spune. Și alături de cele direct legate de scenă este cea de învățământul artistic, care m-a preocupat an foarte mult și pe care l-am putut duce până acum aproape un an, chiar un an și jumătate, când vârsta și-a spus, din punct de vedere administrativ, cuvântul acela stop, cadru, și ne-am retras din fericire, cum spuneți dumneavoastră, dar expresia coincide și cu gândul meu, acest rai al meu de aici de jos, unde mă regăsesc, unde îmi construiesc, reconstruiesc gânduri, speranțe, imagini. Au fost rătăciri critici, mai ales critici. Au fost rătăciri frumoase. De ce le numiți rătăciri? Chiar și în cartea dumneavoastră vă auto-intitulați un pribeag în propria viață. Da, pentru că timpul în care cel de mijloc, timpul cel mai consistent al existenței mele, m-a împins spre această... E un cuvânt pe care eu îl socotesc onorabil și chiar așa cu un caracter monarhic, regesc, poate aș putea aproape să spun, această idee de pribegie. Pribegia coincide și părți de amărăciune, de izolare, de retragere, dar are în el un mare sens, acel al căutării continue de a te reîntoarce la tine, tu fiind multiplicat în tot felul de imagini, ca
profesie, ca viață, ca sentimente, ca trăiri, ca continuitate de existență. De aceasta din cauza asta am ales poate acest titlu, pentru că totuși viața a fost viața mea, nu numai a mea, așa multora. A fost trunchiat, rupt, fărâmițată. Fărâmițată, da, asta e exact cuvântul potrivit. De un timp fascinant prin lumina, prin umbra lui, prin bunătatea, prin ticăloșia lui, prin diversitatea lui, adeseori generoasă, ca și copleșitoare, tânără, optimistă și bolnavă în același timp. Un timp pe care nu pot să-l regret în majoritatea lui, dimpotrivă. Să te consider un om fericit că ai trăit și ai supraviețuit. Ați fost foarte apropiat de bunicii dumneavoastră. Da, erau niște oameni minunați. Cred că, în general, bunicii par copiilor și poate mai târziu adolescenților și poate celor maturi amintiri de mare frumusețe și de mare calitate. Ei poartă întrânși o aură foarte specială pe care încerc și eu azi cu timiditate să o port vis-a-vis de nepoți. De nepoții mei. Am ajuns la rândul meu să fiu și eu bunic. Bunicii sunt datori prin comuniunea lor, poate și prin apropierea lor de spațiul acesta infinit pe care noi îl numim Dumnezeu, să vină cu înțelepciunea, cu experiența, cu suma lor de trăiri, de argumente, de sentimente, să-i îmbrace și pe ceilalți mai mici și să-i îndemne și pe ei spre o existență pe care noi am considerat-o a fi onestă, cinstită, atât cât am dorit și cât am putut, mai ales cât am putut. Ați strâns într-o viață, de la Moara cu noroc, de exemplu, care a fost nominalizat filmul Rolul Ghiță din La Moara cu noroc, care a fost nominalizat la Festivalul de la Cannes, parcă în 1957. A fost, și până la Magnatul în 2004, nu, ultimul film, dacă nu mă înșel. Da, Magnatul a fost ultimul, da, în care... A strâns peste 80 de roluri. Da. Roluri importante și mai important, spun eu, că a fost vocea dumneavoastră, o voce absolut deosebită, care a încântat generații de copii, de tineri, pe teatrul radiofonic, teatrul la microfon. Știți că eu n-am niciun merit în acest dat. Cel de sus, în care cred cu absolutul meu, mi-a hărăzit și mi-a dăruit acest har, să spun. Meritul meu este acela că m-am străduit să-l păstrez și să nu-l batjocoresc. Adică am crezut că este absolut un dar sublim și că ați al umilii, al terfelii este poate cel mai mare păcat. M-am străduit cât am putut să-l păstrez, el fiind în fond și poate baza profesiei, esența profesiei mele și a mea, integrarea mea în această profesie. Radio a fost un martor al timpului meu, al prezenței mele, într-un moment în care eram mult mai sărac. Posibilitatea ajungerii la spectator. Sigur că vocea transmisă atunci prin undele radio ne făcea cunoscuți și enorm de multă lume mă surprinde așa cu totul, bineînțeles, plăcut. Când văd că ridică câteodată capul un funcționar, un necunoscut, un prieten, să uit la mine și nu ați, nu sunteți cel cu vă. E da, e într-adevăr o treabă unde și orgoliu râde de fericire, unde și realitatea pe care ai trăit-o, dacă vezi că are un efect, te bucură. Vorbeați de Moara, cred că Moara, legat de prima noastră întrebare, este o clipă de
de mare referință pentru viața mea, pentru trăirea mea, pentru conceptul meu, pentru experiența mea. Mare cu noroc a rămas pentru mine un, cum să spun, un blazon așa pe care aș dori să-l las, să-l port și să-l las mai departe ca o caldă, o foarte caldă și generoasă amintire din viața mea. Marea cu noroc rămâne un unic, o unică clipă, superbă, absolut superbă. Eram și tânăr, aveam și alte deschideri. Un actor frumos, un actor talentat, da. Un actor exploziv. Da. N-aș vrea să trecem peste un episod, poate mai puțin plăcut, dar foarte interesant, cred eu, pentru cei care ne urmăresc. Episodul din anii 1950, când ați fost expulzat din teatru. Da, eu am... De ce și cum s-a întâmplat? În cărțuria asta mea cu șase clipă de pribegii, am expus și am prezentat mai pe larg un pic. Da, era o subterană luptă pentru orgolii, pentru existență, pentru, mai ales pentru capacitatea noastră extraordinară de a face rău, nu bine. Din păcate, așa, am eu crezul meu că ar însemna enorm pentru noi să ne aplicăm grijă, atenție, sentimentele către a face bine. Rău se face foarte ușor, bine se face mai greu și se contabilizează mai prețios într-o existență decât răul. A fost un moment în care poate cei din jur, poate o prea rapidă ascensiune mea profesională, o anumită nepăsare față de cei din jur, din preajmă, dar nimic altceva. Sigur că un tânăr care poate prea semeț, prea... Erați mândru? Prea impetuos, așa, dar probabil. Eu nu credeam. Probabil că așa am părut. Probabil că gesturile mele împingeau la o asemenea catalogare a mea. Dar răul acesta definitiv este cumplit. Eram tânăr. Aveam 20. Mi se năruia o carieră dacă... Dar cum să nu? Eram undeva într-un punct aproape de vârsta la care pot să-ți permit să-ți fii, doamne, am ajuns în vârful acestei profesii, în vârstul carierei și mă răsfăt și mă bucur și mă onorează și mă simt mai mult decât bine. Lovitura a fost nu de mine, a fost o lovitură radicală și infamă. Cine v-a lovit? Ei, cine? Tot teatrul acela care, din păcate, s-a păstrat pentru mine o tristă amintire. Teatrul Armatii era teatrul, acum îi spune teatrul Notara. Și-a păstrat așa o mare tristețe în sufletul meu, atât de mare încât... Ați aflat cine e? Da, nume? Am aflat de atunci. L-ați iertat? I-ați iertat? Da, nu i-am iertat, i-am ignorat la un moment dat, știți. Nici nu am în firea mea ideea aceasta a plății, a răzbunării, a... Toate că ați fost... Nu, am un singur drept la acela de a mă ridica de la masă, știți, de a mă ridica și il faut quitter la table, cum spune Aznavour, credeți. Am dreptul de a părăsi această masă câteodată umană, câteodată spirituală. Dacă mă jignește, dacă mă lovește, am măcar acest drept să mă ridic de la ea. Și m-am ridicat și am părăsit-o cu amărăciune. Am trecut cu vederea, nu știu dacă am iertat, dar de uitat n-am uitat. Cine v-a salvat? Zaharia Stancu sau cine? Nu, Zaharia Stancu din păcate, m-a dezamăgit îngrozitor în acea clipă, pentru că Zaharia Stancu m-am dus ca la un părinte spiritual cu sufletul deschis și cu el fusese un fel de naș la un moment dat la prima mea căsătorie cu Valeria Gagealov și le respectam extraordinar, îl stimam extraordinar. S-a purtat până atunci absolut superb. Dar atunci? Și în clipa aceea, vino la mine, mă băiță, poate tu să fii dat afară din
teatru, zice, vină mâine la mine aici. Și m-am dus a doua zi acolo. Doamna secretară, biata doamna secretară Sava, m-a văzut, i-am sărutat mâna ca de obicei. Avea nea așa o tăcere mai ciudată. A apărut el la ușă, m-a văzut că l-așteptam. S-a uitat pe lângă mine ca prin sit așa. Mai e cineva? Păi spune doamna, dacă mă caută cineva să mă anunțe. Pac, a închis ușa. Și a plecat. A plecat și din viața mea, definitiv. Că, dintr-o dată erați inexistent. Absolut. Nu, dar mi s-a părut cumplit că m-am dus să întind mâna și să cer. Și am greșit. A fost un moment de umilință atunci? Da, absolut. Pentru mine a fost un moment. L-am mai reîntâlnit. L-am mai reîntâlnit și după 90, încoace, când m-am dus să încerc să recâștig o continuitate a profesiei mele când am plecat de la Sfântul Gheorghe. Tot la prieteni. Da. I-am atât, repet, am avut acest drept sublim de a mă libera de această... Pe cine ați supărat? Ce s-a întâmplat concret? Nu știu exact pe cine. Nu cunosc pe cine am supărat. Dacă au fost în stare în notițele acelea binefăcătoare să spună că am împușcat evrei la Iași, că legionar fiind, dar eu eram născut în 31. Un tovarăș din conducerea de stași de partid atunci, într-un târziu, a întrebat, dar în ce an ai născut Codrescu? Păi zice, la 31. Păi atunci cum a împușcat? La 6 ani, la 7 ani, ce era asasin? Nu stă plăcet, ce, cum a... Și atunci s-a făcut ruptura asta între o posibilă suspiciune în legătură cu decizia asupra mea. Și cel care mi-a întins mai mult această mână a fost vraca care m-a ajutat să ajung acolo unde nu puteam ajunge. Era o filieră întreagă la care nu puteam ajunge, nu puteam pătrunde, n-aveam voie să intri în zona asta a misteriatului, cum s-ar spune. Era Constanța Crăciun atunci, era ministru, care nici nu putea ajunge, dar urechii se spunea cu totul altceva, n-aveau timp și l-au de bună tot ce li se spune. Dacă vă spun și treaba asta, că am împușcat evrei la Iași. Și după asta zice, nu, Tasu. Bine, băi, Tasu, niciun Tasu. Da, tu săracul, n-a s-a ținut de asta. Dar l-ați dat pe asta afară, pe băiatul ăsta. Ia să vedem ce-ar fi. Am povestit acolo în carte și un vis extraordinar, pentru că cel care mi-a întins mâna a fost pe pământ vraca, dar în vis, și de fapt nu în vis, ci în imensă realitate, a fost mâna lui Iisus. Și deci mâna Domnului, cel care m-a ajutat și m-a scos de acolo, din mâlul ăsta. Și am pornit mai greu la început, dar am fost primit așa cu generozitate și de oameni. Țin minte că am jucat în Nora Ibsen, jucam pe Torvald. Și am fost primit la Teatrul Tineretului, zice atunci. M-a ajutat Kiril Economu, iarăși un om extraordinar, care a fost adjunctul lui Zaharia Stancu și care știa povestea mea, mă cunoștea foarte bine și care a avut curajul alimentat și, cum să spun, împins poate și de gestul lui Vraca de a mă duce. A făcut altceva decât m-a dus la foruri ca să pot să vorbesc cu ele. El mi-a oferit acest lucru, cu riscul chiar de a fi și a fost criticat, a fost muștruluit, dar până la urmă a avut câștig de cauză. Și am jucat în acest prim rol principal, nu mai spun. Țin minte că când m-am dus la Deva, la turneu, în turneul de la Deva, personajul nu intra de la început, personajul intra cam la o jumătate din actul întâi al lui. Când am intrat în scenă, s-a ridicat lumea în picioare și a aplaudat, de nu puteam să mai vorbesc. Mi s-a pus un nod în gât și nu mai aveam curaj să rostesc un cuvânt. A fost un triumf pentru mine. Și un succes ca enorm. Ieșirea, dar era un gest uman, adică a fost o compensație umană. Eu am plecat în 77
din București, fără să regret absolut nimic. Fără să regret. Am avut un conflict tacit, așa, ușor, cu un foarte bun prieten al meu, cu Săraru. Dar Săraru fiind așa un fel de... Eu îi zic și la flăcăul ăsta meu, de-al doilea, mă băiete, ce faci, mă, parcă ești un țipar. Adică așa, merge foarte ușor dintr-o parte, dintr-alta, se unduiește. Ați plecat fără să priviți înapoi cu mânie, da, v-ați detașat regal. Ba nu, am privit și cu mânie câteodată și cu îndărătnicie, dar face ceva. Mi s-a părut că este util, ce să fac, să rămân așa un executant. Nu am avut temperamentul ăsta niciodată. Din potrivă, am fost un tip de... cu o voință mai specială, un tip așa mai încrâncenat câteodată și am dorit să fac ceva și mi s-a părut că nu pot să fac. Și am făcut institutul, am secția română la Institutul de Teatru din Târgu Mureș, care mi se părea o aberație. Nu să fie numai secție maghiară, nu se poate așa ceva. În același timp, peste an sărind, am făcut teatru în limba română la Sfântul Gheorghe, unde iar mi se părea o aberație să existe numai în teatru maghiar. Eu am avut și o soție maghiară cu care m-am înțeles, cu o familie cu care m-am înțeles excelent. Am lucrat la teatru din Sfântul Gheorghe cu maghiarii. Profesioniști eminenți, oameni deosebiți, cu o anumită duplicitate. Și am stat mult în zonă, am locuit în zonă, am stat aproape 5 ani în Târgu Mureș, am stat la Sfântul Gheorghe aproape 5 ani. M-am mândrit că am putut să fac, după asta la Satul Mare, am făcut împreună cu Mihai Raicu, secția română și iarăși mi s-a părut un lucru superb. Ați fost un pionier în acest... Da, am făcut teatru popular, am făcut teatru din media și chiar era un reportaj la televiziune pe care îl urmăream așa cu nostalgie, spațiile prin care m-am simțit foarte bine în perimetrul ăsta, ardelean, medieșan, mai bine zis. Când ați descoperit, spuneți că ați simțit mâna lui Isus, atunci a fost apropierea, la prima lovitură pe care vi-a dat-o da, viața. Da, atunci când a fost... Și atunci ce relație, de atunci înainte, după ce ați simțit, ce relație ați avut cu Dumnezeu sau cum îl simțiți? Eu sunt absolut, nu se poate face nimic fără prezența Lui. El este unic și este de neînlocuit în rugăciunile mele, care sunt mereu prezente și nu numai acum, în dimineața și seara, invoc prezența Lui, prezența Lui Dumnezeu, prezența Sfintei Fecioare. Și niciodată nu am fost dezamăgit. În momentele mele cele mai grele m-au ajutat să traversez cu bine toate aceste grave, câteodată grave încercări de existență și de viață personală și de sănătate și de viață profesională. Și îmi dau mie o consistență în modul de a gândi, de a simți, de a reacționa. Îmi dau... Vedeți crucița asta a mea de aici? O portam înainte, băgată pe dinăuntru. Deoarece și jenă și teamă, poate, probabil, câteodată. După minunata noastră revoluție, o port întotdeauna aici, nu mă pot desprinde ea nici zi, nici noapte. Și acesta e semnul absolut al marelui adevăr, al marii capacități de a traversa, de a fi împreună cu El, de a exista împreună cu El. O spune sigur și vârsta mea, dar nu numai acum. Eu n-am trecut prin o biserică sau prin o cruce să nu mă închin în fața ei, indiferent în ce timp. Într-un moment de mare greutate, când a face gestul ăsta, părea un sacrilegiu. Noi, din păcate, lunecăm așa, încetul cu încetul, către partea din adânc, din întuneric, așa, și nu este bine, nu e bine. Eu spuneam înainte o vorbă așa, am tot repetat-o, poate că o să vă spun și dumneavoastră, n-aș vrea să o zic, dar așa e. Că până acum exista vorba aceea de a să moară capra vecinului. Nu, acum am zis că ne-am îmbogățit. Acum am spus să moară și vecinul, nu numai capra. Aici am ajuns, știți? Și dacă înainte aveam dreptul, aveam
ștepele și mai potolite și mai ascunse în spatele sentimentului ăsta de teamă, de frică, cum îi spun. O să vă spun chiar o clipă ceva de frică asta. Înainte mințeam, înșelam. Acum avem chiar și dreptul de a ucide. De a ucide, ceea ce mi se pare îngrozitor. Ce diferență ați observat în timp, în generații? Fundamental. Și ce s-a schimbat fantastic. Atât de mult știu, încât să nu mai poate fi reparat? Nici nu pot să-i condamn, nici nu-mi dau seama. Am descoperit o notă așa de impetuositate. Îmi place a fi impetuos, a fi personal, a fi puternic. Este un lucru binecuvântat. Dar impertinența, bășcălia asta care este imnul nostru național, bășcălia, e ceva sufocant, adică ceea ce nu se poate concepe. Numai, cred că lipsește, din păcate, acel simț care eu îl semnalez, îl și acuz, îl și detest, dar e prietena mea Coțofană care face așa. Și una dintre ele, că sunt mai multe, au găsit aici, în oaza asta, loc de ședere și de perpetuare, să spun. Nu, avem cinci simțuri noi, nu? Auzul, văzul, gustul, mirosul. Și m-am prostit acum. Și bunul simț ar fi. Nu, cinci simțuri pe care mi-a dat. Și am spus cu disperare, chiar vreau să scriu acest lucru, a apărut al șaselea simț care se cheamă frica. Teama, frica care generează un infinit de sentimente. Frica de ce? Frica de tot. Ceea ce este mai cumplit, frica de adevăr, aici este ceea ce e mai groznic. Și frica de iubi. Ori noi fără iubire, fără dragoste, nu putem exista. Aici este toată taina și, în același timp, toată grija de care ar trebui să avem nevoie. Nu mai știm să iubim? Nu mai știm să iubim. De ce? Am și scris cu disperare în tot felul de articole, de remedii, în tot felul de lor de cuvânt. Și o susțin până zilea. Am uitat să iubim. Nu e neapărat vorba de sentimentul femeie-bărbat. Adolescentul-adolescent. Nu asta. Asta este evidentă, nu? Dar este acea iubire care ține de alt plan. Este iubirea care îți oferă generozitate. Este iubirea care îți oferă capacitatea de a fi generos, de a dărui, de a și primi la nevoie. Dar toate în numele acestui absolut care este sentimentul iubirii, fără de care nu se poate, fără dragoste, nu se poate trăi, nu se poate. Pierim. Ce regretați? Nu. Ce pot să regret? Da. E foarte greu să vă spun ce regret. Sunt convins că am mirosit experiențe, am mirosit câteodată irosit sentimentele mele și prin ale mele și ale celor din jur. Poate am fost câteodată crud, nu știu, atât cu voia sau poate cu lipsa mea de voi. Dar am făcut și eu câteodată oameni să sufere din dragoste, poate prea mult, poate prea puțin. Poate n-am înțeles, poate n-am avut răbdare. Poate m-am grăbit. Și nu știu să vă spun cinstit. N-am părât pe nimeni, n-am umilit pe nimeni. Aceasta este slăbiciunea mea, sigur. Poate că am iubit prea mult și poate că nu aveam. Mi-am luat poate de la mine prea mari puteri pentru a iubi. Și iubirea asta mea poate a fost chiar și egoistă, poate chiar prea egoistă câteodată. Dar legată de pereche, nu de altceva. În general, mi-am păstrat detașarea pentru a putea spune, da, am iubit. Am iubit acolo unde este nevoie de dragoste major, unde este nevoie de sentiment major, care îți dă siguranță, care îți dă echilibru. Acolo cred că nu am greșit. Ce detestați cel mai mult la un om?
minciuna și lipsa de dragoste, incapabil, ce am tot spus, știți? Pentru că asta generează tot. Generează și minciuna, generează și trădare, generează și lipsa de caracter. Asta cere pregătire, cere un imens și continuu examen pe care trebuie să încerci să-l absolvi de fiecare dată. Nu poți, indiferent de vârstă, indiferent de unde ești plasat, știți? Ați îndrumat mulți tineri. Ce șansă are România prin această, prin tineri? Șansa unică rămân tineri, fără ei nu mai te face nimic. Bătrânii și chiar... Totuși, acum trăim, de câțiva ani buni, o răsturnare a valorilor. Da, dacă ignorăm și dacă credem că de la noi începe totul, această nebună, goană a noastră, hai să zic că noi, în majoritatea noastră, tot ce a fost până aici nu-i bine, de aici încolo pornește lumea, este o filozofie ratată și este condamnată pentru totdeauna. Nu știm să înțelegem că existența unei națiuni este marcată de factorii pereni pe care îi purtăm și pe care îi înnoim și pe care îi aducem din nou și pe care îi respectăm și de care nu folosim. Nu putem să ștergem cu buretele tot. Și asta este nu numai în faptă, ci este și în modul de gândi, este și în învățământ, asta am spus tot timpul. Pentru că de fapt asta însumează respect, înseamnă prețuire, înseamnă recunoaștere, pe care nu putem contesta. Altfel, noi ca nații nu existăm, nu suntem, nu se poate așa ceva. Am avut oameni copleșitori ca personalitate, ca realizare, ca lume. Și sunt și astăzi, suntem plini, dar dacă nu înțelegem că pe aceste vârfuri trebuie să le cultivăm, pe aceste vârfuri trebuie să le susținem, ci din potrivă să le coborăm, facem o imensă eroare. Singura nădejde este că, păcătoși cum suntem, Dumnezeu totuși ne iubește. Și așa.